Aleluia! De ce a dimineața și asta? Noi îl onorăm pe Dumnezeu și vrem să ne exprimăm recunoștința noastră că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu voce articulată. Putem să vorbim și putem să comunicăm. Putem să-L glorificăm pe Dumnezeu în dimineața și asta. Slavă Domnului! Dragii mei, Dumnezeu ne-a binecuvântat și foarte bine. Aleluia. Că vă exprimați mulțumirea. Mulțumirea se trebuie să o exprimăm prin cuvintele noastre. Mulțumirea trebuie să fie o exprimare a noastră prin cântarea noastră. Prin ceea ce putem noi să declarăm. Și mulțumirea este o declarație. Este o proclamare. Noi dimineața aceasta proclamăm numele Domnului. Amin. Noi vrem să mulțumim Domnului. Pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat, dragii mei. Amin. Îl onorăm pe Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ceva. E frumos. Prin vocile noastre, prin cântările noastre, să-L onorăm pe Dumnezeu. Să-L proclamăm pe Dumnezeu. Mulțumirea este o proclamare, dragii mei. Aleluia. Dar mulțumirea mai este ceva. Mulțumirea este un mod de viață. Mulțumirea este o stare, dragii mei. Noi trebuie să dovedim în fiecare zi că suntem recunoscători lui Dumnezeu. Amin? Amin. Dacă în locul acesta spune cuvântul Domnului în Romani aici, dragii mei, un cuvânt foarte important. Romani, capitolul 6, versetul 22. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca mod de viață sau ca rod sfințirea, iar la sfârșit, viața veșnică, dragii mei. Dacă în Vechiul Testament, Dumnezeu a spus că veți intra în țara păgâbită, să aduceți cele din tiroade la templu, la preot, să vă manifestați recunoștința față de Dumnezeu. Dumnezeu vrea pentru noi, care suntem poporul lui Dumnezeu, și ce vrea ca să ne aducem viața noastră înainte lui Dumnezeu. Vrea ca viața noastră să o punem la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că aminte citând undeva o întâmplare despre în perioada în America, când era legea aceasta a robilor, a sclavăgiei, când pirații spanioli prindeau africanii din Africa și îi vindea la prețuri bune în America, fiindcă proprietarii de pământuri aveau nevoie pe plantațiile lor de cafea și de tutun, oameni care să lucreze fără bani. Și acolo erau chiriți, erau rupt de familie și duși acolo ca să fie chiriți, să muncească fără bani. Și au fost oameni lui Dumnezeu care au vrut să influențeze opinia publică și să desfacă această lege, să aducă eliberarea, dragii mei. Și să ducă desfințarea robiei. Și era un om al lui Dumnezeu care obișnuia să meargă prin piesele de sclav și plătea pe câte un rob și le libera ca să vadă oamenii să-i influențeze opinia publică, să vadă oamenii ce înseamnă să fie liber. Și a ajuns într-o piață de rob. Și a venit un stăpân să-și vândă robii. Erau acolo și mai tineri și mai vârstă, dar în capătul coloanei, oamenii legați cu lanțul la mâini. Era un bătrân care toată viața și-a petrecut în robie. Un om terminat. Un om care nu costa tare mult și s-a uitat la fiecare, în ochi la fiecare. Cât costă acesta? Atâta. Cât costă acesta? Atâta. Dar cât costă acesta? Ultimul. Un om era răcit, un om pierdut, un om terminat. Și el s-a venit așa, n-am să-l dau degeaba, $200. Și a scos omul acesta cu Dumnezeu banii și a spus, eliberează-l. S-a văzut omul acesta în vârstă, toată viața, rob, chinuit, muncit pe plantațiile patronilor acolo. S-a văzut liber și aștepta alte lanțuri. Dar nouul proprietar a spus, ești liber, am plătit pentru tine, ești liber, fă ce vrei cu viața ta de acum, ești liber. Dragii mei, omul acesta a început să strige prin piață, sunt liber, cineva a plătit pentru mine, sunt liber. Striga și era bucuros. Dar mergând și alergând pe acolo, oamenii ăsta a venit așa, sunt liber, dar ce fac cu libertatea mea? Am să mă întorc și am să-l caut pe stăpânul meu, acesta nou. Și am să-i spun, stăpâne, e adevărat că ai plătit pentru mine. Dă-mi voie de acum să slujesc din dragoste. Dă-mi voie de acum să-ți fiu rob din dragoste. Și așa am făcut. Dragii mei, l-a găsit și am spus, stăpâne, ai plătit pentru mine. E adevărat că sunt liber. Dar te rog, dă-mi voie de acum să slujesc din dragoste. Vreau să-ți fiu rob din dragoste. Dragii mei, noi putem să ne exprimăm mulțumirea noastră, dovedindu-i lui Dumnezeu, ca viața noastră să o predăm în mâna lui. Amin? Amin. Așa se dorește, cred că e cea mai mare bucurie care putem să o facem lui Dumnezeu. Dacă în locul acesta mai este cineva care încă n-a avut parte de eliberare lui Dumnezeu, dacă mai este cineva care a avut parte de pace, dacă mai este legat în lanțurile dragi,
Știți cine este? Iisus Hristos. Dragostea lui ce mare, care și-a manifestat-o față de oameni. El poate să-i elibereze, dragii mei. Citeam o scriere undeva despre un om din Anglia, a mers în Argentina, pe acolo, nu știu, Brazilia, Argentina, în America de Sus, să facă bani. Și drepturile lui, în muncă lui, în afacere lui, a fost acuzat de lucruri grave și trebuia omorât. Trebuia împușcat. A căutat dreptate, a căutat să caute, să scape. Dar nimeni nu l-a ascultat. Nici toți au dat din nume. A venit ambasada britanică și a spus, uite care e problema mea. Nu sunt vinovat. Salvați-mă de la moarte. Cei de la ambasada au zis, o să încercăm. A venit ambasada americană și a întrebat, se poate face ceva, ajutați-mă, o să încercăm. Și în momentul execuției, când trebuia omorât, în momentul când trebuia să tragă acolo să la mare, în fața puștilor, a sărit ambasadorul Marii Britanii cu un drapel fluturit, l-a desfășurat și l-a aruncat pe condamnat și a spus, trageți dacă aveți curajul. Imediat în momentul următor, a sărit în fața ambasadorul Statelor Unite cu un drapel cu culorile Statelor Unite și l-a aruncat pe condamnat și a spus, trageți dacă aveți curajul. Și în felul acesta a salvat omul acesta de la moarte. Dragul meu ascultător, dragii mei care sunteți în locul acesta, este o putere mai mare ca puterea Marii Britanii. Este o putere mai mare ca puterea Americii. Este o putere care poate ierta păcatele. Este o putere care te poate elibera de ură, de minciună, de răutate, de curvie și de alte lucrurile care ține diavolul pe oameni legați. Este o putere. Este puterea sângelui Domnului Iisus. Nu vrei să vii la El. Nu vrei să ai parte de eliberare. El nu spune al jum. El te eliberează. Și în schimb, și ce stă? Îți dă pace. Îți dă bucurie. Aceasta e puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Și voi, care ați avut parte de eliberare. Voi care ați avut parte de iertare. De izbăvire. Cum spune în Romanii, capitolul 6. Ce faceți cu viața voastră? Ce fac eu cu viața mea? Dragul meu, dacă nașterea din nou este o schimbare de identitate. O schimbare de identitate. Adică suntem trecuți pe numele Lui. Am fost izbăviți sub puterea Întunericului și transferați duși în Împărăția Fiului dragostea Lui. Dragul meu, este un alt pas foarte important, pasul următor. Știți care este? Este sfințirea vieții. Am o parte de naștere din nou. Ne-am întâlnit cu Domnul. Am început să ne schimbăm viața. Am fost iertați, eliberați. Continuă să trăiești în curăție. Aceasta este o dovadă de recunoștință față de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să continuăm să trăim în sfințire, în curăție. Și oamenii din orașul acesta să vadă că sunt niște oameni care nu mai mint, care nu mai vorbesc curit, care se comportă frumos, care sunt gata să ierte, care au dragoste, care iubesc. Aceasta vrea să vadă oamenii. Dumnezeu să ne ajute. Aceasta va fi o formă de exprimare a recunoștinței noastre față de Dumnezeu. Trăirea în sfințenie. Sfințirea are vedere schimbarea caracterului nostru. Are vedere conduita noastră, dragii mei. Conduita noastră de fiecare zi. Are vedere natura noastră. Natura noastră, schimbarea naturii noastre. Dumnezeu să ne ajute să trăim în sfințire. Asta vrea Dumnezeu, o formă de exprimare a mulțumirii noastre, a recunoștinței față de Dumnezeu, fiindcă El ne-a liberat, ne-a curățat. Să trăim în curăție în fiecare zi. Dragii mei, sfânt nu înseamnă sfințe aia de pe icoană, care nu mișcă, care nu fac nimica. Sfânt înseamnă separat de păcat. Tit capitolul 2 spune acolo că Harul lui Dumnezeu a fost arătat. Și ce face Harul lui Dumnezeu? Ne învață să o rupem cu păcătatea. Și o rupem cu păcătatea, dragii mei. Și cu poftele rupești. Și să trăim în viață de acum ce? În dreptate, cu împătare și evlavie. Sfânt înseamnă separat. Înseamnă separat de păcat. Dumnezeu să ne ajute. Să dovedim lucrul acesta. Sfânt înseamnă un cuget, o conștiință curată, dragii mei, eliberată, curățată. Înseamnă că aici actul decizional al nostru să fie o decizie luată de Dumnezeu. Dumnezeu să ne conducă viețile. Asta înseamnă sfânt. Separat de păcat, dragii mei. Mi-am gămit de o întâmplare să citeam undeva de marele treziri din țara Carol, din Scoția, unde oamenii se întorceau la Dumnezeu. Și muncitorii care au avut parte de această trezire și s-au întors la Dumnezeu, ei obișnuiau să fure scurii de la un șantier naval. Și oamenii aceștia au început să ducă sculele înapoi. Patronii de la respectivul șantier au scris o visui pe o vârtie acolo, la intrare și au spus, oamenii care au avut parte de trezire
Și aduc sculele înapoi să-și rețină acasă, nu mai avea unde le pune. Extraordinar! Ce face Dumnezeu? Schimbă mințile oamenilor, dragii mei! Ce nu poate să facă poate alte instituții ale statului? Este cineva care poate schimba mintea? Este cineva care poate schimba gândirea? Este cineva care poate schimba viața omului? Este Iisus Hristos! Este puterea lui Dumnezeu, dragii mei! Sfânt înseamnă separat de păcat, dragul meu! Prin aceasta este exprimarea recunoștință față de Dumnezeu! Separat de păcat, sfânt înseamnă pus deoparte, ales pentru Dumnezeu! Așa că în Vechiul Testament, ales pentru slujire! Dragul meu, dragii mei, Dumnezeu ne-a chemat să facem o lucrare specială! Suntem puși deoparte, dragi tine! Voi sunteți puși deoparte, sunteți copiii lui Dumnezeu! Și la liceu, la facultăți, avem tine la noi, foarte mulți tine, care fac lucrarea lui Dumnezeu, care dovedesc pe unde merg ei, că sunt tineri speciali! Dacă toți înjură în clasă, ei nu jure. Dacă toți știu, fac anumite lucruri, se poartă într-un pe el, se îmbracă într-un pe el. Noi nu facem, dragii mei. Știți de ce? Tinerii noștri nu fac. Știți de ce? Ei sunt deosebiți. Ei sunt speciali. Și spune 1 Petru, capitolul 2, acolo. Voi sunteți o seminție aleasă. Un neam sfânt. Un popor ales, dragii mei. Dumnezeu să-l ajute. Aici am vrut să fiți un neam sfânt. O seminție aleasă, dragii mei. Asta înseamnă sfânt. Special. Pus deoparte pentru lucrările lui Dumnezeu, spune acolo, să vestiți puterea minunată lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Amin! Sfânt! Doamne ajută-ne să fim sfinți! Amin! Doamne ajută-ne să fim separați de păcat! Să avem mintea noastră gândul acesta! Noi suntem speciali! Suntem deosebiți! Noi suntem copiii lui Dumnezeu! Sfânt înseamnă să porți și să porți caracterul lui Hristos! Pavel spune celor din Galată, copilașii mei! Pentru care a răsit durerile nașterii! Până vă lua chip Hristos în voi! Sfânt înseamnă să fim purtători chipului Hristos! Înseamnă să umblăm cu Domnul fiecare zi! Înseamnă să fim oameni sensibili! Oameni cu inimă! Dragii mei, asta înseamnă Sfânt! Oameni cu bunătate! Dar în un moment dat spune, când era el pe tron, când era el acolo, culme gloriei lui, și-a adus aminte de casa lui Saul, și la un moment dat a strâns slujitorul și a spus, mai este cineva din casa lui Saul? Pentru casa lui Saul, pentru Ionatan. Dacă mai este cineva, aș vrea să mă port cum? Cu bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și l-a chemat pe Mefiboset și a spus, omule, nu contează că ești deja cum ești. Pe mine nu mă interesează dacă poți umbla sau nu umbli. Pe mine mă interesează câți bani ai, dacă ai mașină sau nu ai mașină. Pe mine mă interesează ce marcă de mașină ai. Pe mine mă interesează. De unde vii, din ce casă vii? Bine, mă interesează să mă port cu tine, că cu bunătate, că bunătatea lui Dumnezeu. Dragii mei, practicați lucrul acesta. Sfânt înseamnă să avem bunătatea lui Dumnezeu. Să avem caracterul lui Dumnezeu, să ne aminte de un frate la noi. Îi slavă la și ajunge în spital. Am avut un îndemn să meargă la spital, să viziteze pe cei care n-au pe nimeni. Și aude acolo dintr-un salon. Doamne Iisuse, unde? Doamne, unde ești? Nu mai pot, Doamne, era o femeie acolo după operație. Nimeni nu vine la ea. O femeie în vârstă. Unde ești, Doamne? Că nu mai pot, Doamne. Și striga această femeie. Și vine fratele. Era acolo un pahar cu apă, alături. Și vine frate întreabă, ce vrei? Ce vrei să-ți dau? Zice, apă. Și ia barba acesta și pune la buze și dă-i, dă un pic să bea. Și îi întreabă, dar cine ești? Ești Iisus? Că strigă aici de atâta timp. Să vină Iisus aici. Strigă aici. Ești Iisus. Și fratele ce s-a spus, nu sunt Iisus, sunt un copil de-al lui Iisus, dragul meu, prin aceasta dovedește recunoștință față de Dumnezeu. Ai caracterul lui Hristos, ai bunătatea Lui, ai calitățile Lui, suntem chemați să arătăm caracterul Hristos. Doamne, ajută-ne! Oamenii n-au nevoie de știu, este multă, știu, multă comunicare, multă informare. În vreme de azi, oamenii au nevoie de dovezi. Oamenii au nevoie ca să dovedim mărturii vii. Dumnezeu să ne ajute. Să fim mărturii vii. Nu poți să-ți exprimi recunoștința în felul acesta. Dragii mei, timpul bunge vreau să mă apropii de chiere. Asta înseamnă, dacă ai avut parte de eliberarea lui Hristos, predă-ți viața în mâna Lui. Trăiești o viață de sfințenie. Prin asta eu dovedesc că îl iubesc pe Dumnezeu. Cu dovezi! Dovedesc că îl iubesc pe Dumnezeu. Și mai ceva. Împreună cu sfințire trebuie să fie și viața noastră de rodire. Avem foarte multe texte. În Noul Testament, Matei, capitolul 25, pilda talanților, Matei 20, pilda lucrătorilor vii, Luca 13. Pomii aia care au fost sădiți în via lui și care nu aduceau roadă, smochirul acela care nu aducea roadă. Și avem
15, despre robire, despre o viață de slujire. Asta face parte din recunoștință noastră față de Dumnezeu. Doamne, asta pot să fac, Doamne, prin asta manifest recunoștință față de Tine, Doamne. Dragii mei, sunteți chemați la o viață de slujire. Numai tinerii poate să prinde, numai tinerii poate să facă anumite lucruri. Nu! Putem toți să slujim lui Dumnezeu, să vizităm bolnavi, să ne rugăm, să mijlocim. Oameni buni, dragii mei, mergeți prin satele acestea și vestiți Evanghelie. Asta e cea mai frumoasă rutină, să lucrați la mântuire oamenilor. Tinerii aceștia și noi am venit, putem să stăm bineți acasă. A venit deci de dragul lui Dumnezeu, că vă iubim pe dumneavoastră, iubim oamenii și cea mai mare bucurie mea să văd când se întorc oamenii la Dumnezeu. Haideți să lucrăm la mântuire oamenilor, să ne rugăm în această rugăciune. Dumnezeu să prindă un foc în inimile noastre, primul rând. Să ardem pentru El, dragii mei. Să fie și la foc în inimile noastre. Să nu stăm degeaba, viața oricum trece. Oricum mănânci bărare, ori mănânci mere, ori mănânci ce mănânci, nu contează. Viața trece, dragul meu. Ce faci? Cu ce stai înaintea lui Dumnezeu? Suntem chemați să ne exprimăm recunoștință cu o viață de slujire, o viață de dedicare. Aceasta înseamnă mulțumire, dragul meu. În dimineața aceasta o să ne rugăm și dacă vreți să ne rugăm, Dumnezeu să aprindă un foc în inimile noastre. Amin. Un foc de slujire. Amin. Un foc de sfințire. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze biserica aceasta. Amin. Dumnezeu să aprindă un foc în biserica aceasta. Amin. O trezire. Să spunem oameni despre Dumnezeu. Să nu stăm nepăsători, dragii mei. S-au întâlnit ucenicii din Emaus, pe drumul Emausului cu Iisus. Și după ce a plecat de sus, ce au spus ucenicii? Păi nu ne ardea un foc în inima noastră! Nu ni s-a încălzit inimile! De ce? S-au întâlnit cu Iisus. Ai focul acesta în inimă. Ne rugăm pentru satele acestea. Dumnezeu să cheme suflete la mântuire! Dumnezeu să lucreze în localitățile acestea! Ați putea să vă spun minuni mari când mergem în lucrare. Vreau adică, avem tine care s-au întors la Dumnezeu. Avem oameni, familii, tineri, bătrâni care s-au întors la Dumnezeu. Experimentăm minunile lui Dumnezeu, dragii mei! Dar trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Haideți să muncim pentru Hristos! Haideți să rodim! Haideți să trăim o viață de sfințire! Ne ridicăm în picioare și facem această rugăciune!